Wow! Bună, eu sunt noul tău iPhone și mă numesc Mia. Voi avea nevoie de toate parolele tale pentru toate conturile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pe bune? Ce telefon e ăsta? Sunt Mia. I-am mai spus odată. Vrei să te uiți la desene animate? De ce aș vrea să mă uit la desene animate? Pentru că te uiți la desene animate în fiecare dimineață. Ce? Salutare, oameni buni! În acest episod o să vă arăt niște trucuri pentru iPhone. Pentru că folosesc iPhone de foarte mult timp, cred că din 2011, cam așa, am învățat o fel de trucuri și vreau să vi le arăt și vouă. În primul truc pentru iPhone, vă voi arăta cum să mutați mai multe aplicații deodată. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe o aplicație timp de 2-3 secunde și apoi mutați-o pentru a dispare acel X. Da? Și după aia cu cealaltă mână mutați fiecare aplicație în parte. Puteți să faceți mai multe foldere, să mutați fiecare aplicație pe domeniul ei. Ăsta e un truc care vă poate ajuta să vă aranjați mai bine aplicațiile în telefon. Sper că ați auzit de funcția Reachability. Dacă nu, o să vă arăt imediat cum se face. Apare și pe ecran. Pentru că de la iPhone 5 încoace telefoanele sunt mult mai mari, eu am inventat această funcție Reachability pentru a ne ajuta, pentru a ne face viața mai ușoară nouă, cei care folosim iPhone. Ok, să trecem la următorul truc. Căsuța de search, căsuța de căutare. Trebuie să faci swipe de sus în jos. Să vă arăt. Uitați. Trebuie doar să faceți așa un pic și a apărut căsuța de căutare, da? Dacă scrieți un nume din agendă, va apare, deci mult mai simplu decât să nu mai stați să intrați în agenda, să căutați numele. Poți să o folosești și ca convertor valutar. Adică, de exemplu, dacă scrii 10 euro, el se-l convertește automat în lei. E foarte tare. Și poți să mai folosești funcția pentru orice îți mai trece ție prin cap. Dacă vrei să cauți o stradă sau dacă vrei să intri pe internet, intri direct de acolo. E mult mai simplu. Ok, să trecem la următoarea funcție, care mi se pare o funcție super, super mișto pentru blogger, pentru cei care scriu foarte mult pe telefon. Este de ajutor pentru că veți rămâne surprins cât de bine știe iPhone-ul tău limba română. Pentru asta trebuie să deschidem aplicația de notițe și în jos, în colțul jos din dreapta, aveți un buton, o iconiță în formă de microfon. Apăsați pe el și începe să dictați. Test 1, 2, 3. Tu înțelegi ce vreau să spun? Cât de tare! Trebuia o virgulă acolo ceva. Este incredibil. El acum încă scrie. La ce trebuie să fiți voi atenți? La punct și la virgulă, că acolo mă se descurcă, dar puteți să-i spuneți. Punct. Ok? Și de la capăt. Asta n-a știut. Dar e foarte bun. Dacă vreau să pun virgulă, pun virgulă. Virgulă. A pus virgulă. E foarte tare. Ok, cam asta a fost pentru episodul de azi. Eu vă salut și ne revedem în următorul episod. Ciao! Băi, deci telefonul ăsta e super șmecher. Vorbește cu mine. Vezi? De-aia folosesc eu iPhone. Ce înseamnă, bă?